Liviu Dragnea, în centrul unui nou scandal, șeful PSD a cedat nervos pe holurile Parlamentului, s-a răstit de mai multe ori la jurnaliști și a făcut declarații șocante în care cerea ironic să fie omorât. Vorbiți cu hashtag-ul, vorbiți cu Iohannis, să dea un decret, să mă împuște mâine și depoi mâine atunci să discutați despre ce se poate întâmpla în țara asta. Ați ajuns oameni tineri să susțineți securiști și să susțineți abuzuri în România. Mai mult, Liviu Dragnea a agresat verbal un jurnalist care îl filma. Hai, mai, hai, mai, îți spozita lumea. Ce dragă. Liderul PSD s-a dezlănțuit după o întrebare simplă adresată de un reporter. Jurnalistul a vrut să afle dacă Dragnea consideră că este avantajat de noua lege care prevede închisoare la domiciliu, fără niciun fel de supraveghere pentru infractorii condamnați la maximum 5 ani. Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanță de Înalta Curte de Justiție la 3 ani și 6 luni închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Telorman.